Versetul zilei. 20 ianuarie. Efeseni 1:18-19. Mă rog și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Efeseni 1:18-19 conține o rugăciune puternică pentru iluminarea spirituală. Apostolul Pavel roagă ca inimile credincioșilor să fie luminate pentru a înțelege dimensiunile profunde ale chemării lui Dumnezeu, bogățiile glorioase ale moștenirii în mijlocul poporului său și puterea extraordinară disponibilă celor ce cred. Această rugăciune încurajează credincioșii să caute o înțelegere mai profundă a identității și scopului lor în Hristos. Ochii inimii simbolizează o percepție spirituală dincolo de simpla cunoaștere, adâncindu-se în misterele profunde ale credinței. Aplicații practice. Caută înțelegere spirituală. Alocă timp pentru a căuta înțelegere spirituală și iluminare, permițând lui Dumnezeu să reveleze adâncimea chemării sale pentru viața ta. Acceptă nădejdea. Îmbrățișează nădejdea și moștenirea bogată disponibilă în Hristos, recunoscând binecuvântările și promisiunile abundente pe care Dumnezeu le-a dăruit poporului său sfânt. Activează puterea incomparabilă a lui Dumnezeu. Trăiește în realizarea puterii incomparabile a lui Dumnezeu, înțelegând că aceeași putere divină care l-a înviat pe Hristos din morți este disponibilă credincioșilor. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, ne alăturăm rugăciunii lui Pavel pentru inimii iluminate. Fă ca ochii inimilor noastre să fie deschiși pentru a înțelege nădejdea chemării tale, bogăția moștenirii noastre și puterea nemăsurată disponibilă nouă, celor ce credem. Dă-ne puterea să trăim în plinătatea tăriei tale. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul abonare și să dați un like. Vă așteptăm cu drag în următoarele videoclipuri. Până data viitoare!